shaking underneath, trying to take me alive. Hello, oameni frumoși, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela. Iar în clipul de astăzi, aviz pentru persoanele cu urechi sensibile, vom avea un review al unui parfum interzis copiilor sub 18 ani. Da. Asta pentru că de curând am primit un parfum care, pentru mine, înseamnă mai mult decât un parfum. Este un parfum controversat, un parfum care a fost recenzat de foarte multe persoane și care a ajuns și în posesia mea. Iar pe mine, că asta vorbeam și cu prietena mea, Natalia, pe mine mă duce cu gândul într-o anumită zonă și despre el o să discutăm astăzi. Așa că vom avea un review de parfum interzis minorilor. Asta este, eu întotdeauna bifez la conținut că este interzis copiilor sub 18 ani. Așa că astăzi o să ne transformăm un pic, o să vedeți o altă latură a mea, o latură pe care n-ați mai văzut-o până acum. Inspirată de parfum, m-am aranjat, m-am machiat, m-am pregătit cu bluziță sexy, cu de toate, pentru că ce credeți, ce parfumul este unul sexy? Și ca să nu vă mai țin în suspans, pentru că voi oricum ați văzut din titlu, astăzi recenzăm această minunăție de parfum. Este vorba despre Putain de Palace de la Etat Libre d'Orange. Un parfum care stârnește controverse, un parfum pe care unii îl simt sexy, seducător, ca o partidă de sex într-o pauză de muncă, alții îl simt un pudrat cu violete, frumos, drăguț, inofensiv, deloc greu de purtat. Eu pot să spun că sunt undeva la mijloc. Nu miroase nici a sex într-o pauză de muncă, nu miroase nici a un parfum extrem de finuț, de suav, de curățel, de și așa mai departe. Etat Libre d'Orange este Putain de Palace, este un parfum care vrea să te ducă cu gândul la o damă de companie de lux, să creeze o senzație, să te ducă într-un loc sau într-o scenă, sau într-o amintire, sau oriunde vrei tu. Am citit pe diverse site-uri și am căutat traducerea pentru că eram foarte curioasă, iar în unele traduceri Putain de Palace înseamnă dracul de la palat sau curva de la palat, pardon expresia. Eu n-aș duce-o chiar în zona aia, aș duce-o undeva spre o damă de companie de lux, dar nici atât. Pentru că, pentru mine, acest parfum, asta vorbeam și cu Natalia, pentru mine acest parfum este mirosul unui pat proaspăt folosit. Mirosul unei camere în care doi adulți au avut parte de momente intime, dar nu momente intime spre porno, ci mai mult momente intime spre romantic. Mă duce cu gândul la o seară fierbinte între doi parteneri și la camera respectivă, unde mirosul pielii partenerilor se combină cu miros de machiaj, cu miros de, cu urme de parfum, cu miros de lumânări, cu miros de ruj, cu miros de așternut curat, dar folosit totuși. E o combinație foarte ciudată de arome. Haideți să vă spun și notele pe care le are acest parfum și o să mă mai dau un pic cu el pentru că efectiv îl ador. Este divin. O să vorbim și despre deschidere și despre tot. Ideea cu el este că nu are notele clasate pe note de vârf, de mijloc și de bază. Toate notele sunt la oaltă, dar au un mod în care evoluează. Au un mod în care apar atunci când îl pulverizez. Are o deschidere foarte puternică, o deschidere puternică, tare, amețitoare, urmând ca pe piele să se lase într-un parfum pudrat, cu iz ușor de make-up, un iz de
pielea ta la ceva timp după ce te-ai machiat, te-ai aranjat, te-ai ferchezuit, adică, nu știu, te pregătești pentru o întâlnire cu partenerul, te machiezi, te aranjezi, te faci cea mai frumoasă versiune a ta, iar apoi te întâlnești cu el, vă îmbrățișați și pulsul vostru începe să crească și atunci prin piele se emană și hormoni și puțină transpirație, dar nu transpirația de după o partidă de sex. E un miros extrem, extrem de plăcut din punctul meu de vedere. Un miros care într-adevăr strânește controverse și pentru unii poate să fie un parfum banal, care să miroasă a violete, a note pudrate, a make-up. Pentru alții s-ar putea să ducă un pic în zona asta la care eu mă gândesc. Acum, evident, depinde și de experiențele pe care le are fiecare dintre voi și la ce anume vă duce cu gândul. Putean de Palace are ca acorduri principale pudrat violetă, piele animalic, mosc, trandafir și ambrat. Este un parfum floral de damă, lansat în anul 2006 și creat de Natalie Feistuer. Iar ca și note, regăsim note pudrate, violetă, pielărie, mosc, ambră, trandafir, ghimbir, mandarină și lăcrămioare. Vă spuneam că nu are notele pe note de vârf, de mijloc, de bază și așa mai departe, pentru că el este un parfum care dorește să transmită o experiență în sine, să te ducă cu gândul într-un anumit loc. El teoretic a fost creat să te ducă cu gândul la un budoar, unde simți pudră, unde simți miros de dantelă, unde simți miros de mătase, de satin, unde simți pufii ăia pe care îi foloseau doamnele din înalta societate, dar pe mine mă duce cu gândul la o amantă regală, pentru că mă duce cu gândul la o femeie puternică, bine aranjată, cochetă întotdeauna, o femeie care într-adevăr stă la dispoziția regelui, pentru că știm că toții ca amantele regale erau mereu la cheremul regilor, indiferent de felul în care se simțeau, dar totuși erau capabile să joace un rege pe degete. Mi se pare că miroase a femeia aia care arată foarte bine, e frumoasă, e deșteaptă, își lasă corpul folosit de cineva doar pentru a obține și a ceva în schimb, pentru că știm foarte bine că amantele regale erau extrem de uneori foarte bine văzute și apreciate în vremurile de demult. Acum, în ceea ce privește parfumul, eu în deschidere simt pielărie, mosc și ambră împreună cu ghimbir. Pe mine se deschid notele astea, eu când îl pulverizez pe mine, simt combinația asta de pielărie, mosc, ambră și ghimbir și de-aia vă spuneam că are o deschidere in your face, e ca un boom. Ca și cum îți explodează ceva în față, îl simți, n-ai cum să nu-l simți, e animalic, e miroase a mosc murdar, într-adevăr, nu miroase a părți intime, dar miroase totuși a corp încins, a corp plin de viață, a corp prin venele căruia pulsează sângele mai repede, a corp înfierbântat, poate înainte de o partidă de amor, așa ca în filme, o partidă de amor romantică, cum vă spuneam mai devreme. Atunci când se liniștește pe piele, el se liniștește într-adevăr în niște note pudrate, într-o violetă, într-un trandafir combinat cu lăcrămioare, dar nu pot să zic că simt neapărat florile distinct. E o combinație acolo din care reies mai mult note pudrate și violetă. Se simte și un pic de mandarină pentru că are și un nis fructat un pic zemos, dar este o combinație extrem de interesantă. Îi spuneam Natalie că pe mine mă duce cu gândul la un pat după o partidă de amor, dar nu o partidă de amor așa sălbatică, ci o partidă de amor, nu știu, mai senzuală, a pat și perne pe care au rămas totuși urme de machiaj, ruj, un pic de transpirație, un pic de parfumul lui pe pernă, pe cearceaf, parfumul tău, momentul ăla când se combină parfumurile celor două persoane, când corpurile voastre se încălzesc, reușesc să se contopească, reușiți să vă apropiați unul de altul.
miroase mai mult a patul ăla cu urmele astea de, cu poate cu urme de machiaj, poate ai fost machiată și a rămas urma ta de ruj pe pernă sau pe cerceaf, pe urme de mascara, nu știu, mă duce cu gândul la chestii de genul ăsta, la un loc unde s-a petrecut acțiunea sau efectiv a corp de femeie pregătită, aranjată, când își vede partenerul și încep hormonul să se activeze și se încălzește și începe pulsul să crească, începe să simți dorința de a avea lângă tine partenerul. Este un parfum care are o deschidere foarte puternică, dar în același timp este un parfum care după jumătate de oră se liniștește și devine un fel de skin scent, foarte aproape de piele și doar cei care vin în intimitatea ta îl pot simți. Mi se pare în același timp un parfum atrăgător pentru că nu știi ce miroase. E ca și cum te-ai mirosit tu pe tine, fără să te dai cu parfum, dar machiată, aranjată, îmbrăcată, proaspăt, la vreo două ori distanță așa. Nu fix în momentul în care te-ai pregătit, cum miroși la 2-3 ore distanță după ce te-ai pregătit. La asta mă duce cu gândul. Mi se pare un parfum sexy în sensul în care dacă cineva vrea să-l simtă pe tine, trebuie să se apropie foarte mult de tine. Mi se pare un parfum ușor de plăcut pentru că știm cu toții că moscul în general este un miros. Este o notă animalică, o notă care te duce cu gândul la corp, la piele. La asta mă duce și pe mine cu gândul parfumul ăsta, iar combinația de mosc cu ambră, cu pielărie și cu ghimbir, pe care eu le simt foarte bine în deschidere, mă duc cu gândul la așternuturile alea de care vă ziceam. Mă duc cu gândul la o cameră în care s-a petrecut acțiunea și au mai rămas patul, câteva lumânări care mai ard pe fund, acolo mai au un pic până când să se stingă, cu urme de parfum rămase prin cameră, cu urme de miros de corp, foarte frumos parfumul. Pentru mine este un parfum care mă duce într-adevăr în zona aia și uneori poate stârni controverse și poate miros în diverse feluri în funcție de experiențele pe care le aveți. Eu de obicei sunt o fire destul de visătoare și destul de romantică, cu foarte multă imaginație, iar când am mirosit parfumul ăsta m-a dus instant cu gândul la un pat folosit pentru o noapte de dragoste, dar nu o noapte de dragoste așa sălbatică, pentru că este un parfum care emană în același timp și putere, dar te face și atrăgătoare, are într-adevăr deschidere puternică care poate să te dea pe spate, dar se liniștește într-un parfum pudrat, frumos, cu iz de make-up și extrem de frumos. Mă duce într-adevăr cu gândul la o partidă de amor, ca să nu mai spunem sex, dar una gândită, una studiată, una în care partenerii sunt aranjați, se pregătesc unul pentru altul, știu clar ce urmează să se întâmple, nu e ceva așa pe repede înainte, te dai cu un parfum care știi că ar putea să-l atragă, face anumite gesturi, te aranjezi într-un anumit fel. E un parfum care mă duce cu gândul la lenjerie de mătase, la dantelă, la urme de make-up. Nu mă duce cu gândul la make-up în sine, ci la urme de make-up lăsate pe ceva. Poate o amprentă de ruș pe cămașă, poate pe tricou, poate cine știe, pentru că îmbină și un miros ușor de make-up cu mirosul ăla de mosc care miroase a corp și te duce în zona aia și îți creează o imagine. Mi se pare că îmi dă și un iz de fum, nu știu de unde, dar mi se pare că îl simt, de aia mă duce cu gândul la lumânări aprinse. Mă duce cu gândul la o cameră caldă, o cameră în care s-a trăit, o cameră în care doi oameni s-au iubit, o cameră în care pur și simplu oamenii trăiesc, se iubesc și sunt fericiți. Asta înseamnă pentru mine parfumul ăsta. Nu pot să zic neapărat că ar fi afrodisiac. Nu este niciun parfum extrem de obraznic, adică nu mă duce cu gândul la, nu știu,
la filme porno sau chestii de genul ăsta. Nu mi se pare chiar atât de obraznic. Nu mi se pare nici foarte greu de purtat. Într-adevăr, deschiderea lui este una puternică și este una puternică notată în zona de pielărie, de mosc, de ghimbir, îl face ușor efervescent și spicy, dar nu mi se pare greu de purtat. Așa, ai putea să-l porți lejer, nu știu, la un eveniment poate, la o întâlnire cu partenerul, la nu-l văd într-adevăr de birou, nu mi se pare că ar fi un trandafir, doamne, că ar fi un parfum de birou pentru că este destul de sexy și destul de atrăgător, dar în sensul în care cineva vine și îți spune miroși bine cu ce te-ai dat. Miroși bine, dar parcă nu miroși a parfum, parcă miroși a tine, a pielea ta, a tu efectiv. Cred că asta a și vrut să spuie autorul cu acest parfum, să imite mirosul unei piei de femei, o piele de femeie în un corp în care se trăiește, care e plin de viață, în care sângele pulsează prin vene. E foarte frumos parfumul. Un parfum care, din punctul meu de vedere, creează imagini, te duce într-un loc și toată acțiunea de care vă povestesc eu nu se întâmplă în zilele noastre. Mă duce cu gândul la, nu știu, poate, o partidă de amor undeva prin anii 40-50, chiar și 20, chiar. Deci e un parfum care, într-adevăr, te duce și cu gândul în trecut, dar te ține și în actualitate. Deschiderea lui este puternică, este destul de in your face, doar că pe parcurs el se liniștește, cam într-o jumătate de oră, o oră se liniștește pe piele și rămâi cu notele alea pudrate, ușor florale, cu urmele alea de machiaj de care vă ziceam, pentru că la asta mă duce pe mine cu gândul. E un parfum de maiuț din ăsta așa, fluflu, din satin, e un parfum de rochiuțe de mătase, de halat de mătase, de întâlniri, dar nu de prima întâlnire. E un parfum de date-uri după o perioadă de timp, când deja vreți să ajungeți într-un anumit punct, când deja vă placeți, când deja vreți să treceți la acțiune. E un parfum de bijuterii aurii, de perle, de femeie care are un portsigaret. La asta mă duce pe mine cu gândul parfumul ăsta. E un parfum foarte frumos, un parfum care nu este deloc greu de purtat din punctul meu de vedere, un parfum care, într-adevăr, este deosebit. Are deschidere puternică, dar se liniștește. Totuși, nu cred că este un parfum pe placul tuturor, nu cred că este un parfum ușor de plăcut de toată lumea. Dacă nu vă place nota de pielărie, cu toate că simt aici o piele întoarsă, nu este mirosul ăla de piele benzinoasă, e tot un miros de piele întoarsă, ușor pudrat, vanilat spre zona de make-up, așa. Dacă nu vă place mirosul de pielărie, dacă nu vă place moscul extrem de mult, mirosul ăla de mosc animalic care te duce cu gândul la corp, dar nu la zone intime ale corpului, nu știu, la efectiv mirosul pielii după ce te-ai trezit, ai stat 2 ore și îți miroși pielea și fiecare om are un miros al lui specific. Pe mine la asta mă duce cu gândul parfumul. La un corp plin de viață, la amintiri, poate și la miros de fum de la o țigară. Mă duce cu gândul la o femeie din aia cochetă din anii 20 cu portsigaret într-un club care cântă, toată atmosfera aia de acolo. La asta mă duce cu gândul și după ce ea e vedetă pe scenă, vine partenerul și împreună au parte de o seară foarte romantică și de o apropiere foarte, foarte intimă. Un parfum frumos, un parfum care, da, nu poate fi, poate să nu fie pe placul tuturor, un parfum care creează imagini, care te transportă în alte locuri, un parfum extrem de frumos, un parfum pe care o să îl port și chiar dacă nu este potrivit pentru mers la cumpărături sau la plimbări prin oraș, eu îl voi purta pentru că mie îmi place foarte, foarte mult. Este deosebit. În primul rând, ce îmi place la cei de la Italibre de Orange, în varianta de 50 de mililitri aici, îmi place foarte mult sticla. Îmi place că aici, de exemplu, eticheta este pusă pe colț, deși sticla este perfect pătrată.
deși nu ai zice. Capacul este de bună calitate, este un capac destul de greu, pulverizează foarte fin. Parfumul se așează frumos pe piele. În sticlă pare ușor uleios, dar în realitate pe piele nu este. E un parfum extrem de bine făcut, un parfum frumos, un parfum cu poveste, un parfum care te duce cu gândul într-o altă epocă, un parfum care te face să-ți imaginezi o femeie poate de altă dată. Extrem de frumos. Și uite că din zona asta mai sexoasă, așa, ne ducem în nostalgie, în amintiri, pentru că așa este și trecerea parfumului, de la deschiderea aia animalică și pornită de instinct, de atracție, de așa mai departe, apoi se liniștește și duce fix în momentul ăla în care doi parteneri stau îmbrățișați după o partidă de amor și se privesc și se miros reciproc și se ating și mirosul lor rămâne impregnat pe așternuturi. La asta mă duce pe mine cu gândul acest parfum. În concluzie, Putain de Palace de la Eta Libre d'Orange este un parfum care îmi place, un parfum cu iz animalic și sexy în același timp, un parfum care mă duce cu gândul la nopți fierbinți sau zile, depinde, dimineți. Un parfum care pentru mine nu este greu de purtat, un parfum care într-adevăr poate să nu fie plăcut de toată lumea, un parfum care pe unii ar putea să-i sperie, pe mine nu, mie îmi place foarte mult, dar nu este nici cel mai cuminte parfum pe care l-am mirosit, dar nu este nici unul foarte obraznic. Aveți grijă totuși când îl purtați, pentru că nu mi se pare un parfum de birou și nu mi se pare un parfum de primă întâlnire. E un parfum așa, nu știu, pentru date-uri în care deja vă cunoașteți și vreți mai mult unul de la celălalt. Pentru că, într-adevăr, poate să atragă partenerul. Pe mine m-ar atrage o persoană care ar mirosi așa. Cred că poate fi și unisex. Ei îl cataloghează unisex. Ar putea fi, ar putea fi purtat și de un bărbat foarte ușor și probabil ar mirosi demențial și pe un bărbat. N-am încercat să-l forțez pe soțul meu să-l dau măcar pe mână să văd cum miroase, dar este un parfum frumos. Dacă vreți să vă ducă cu gândul la experiență de genul acesta, vă recomand să încercați Eta Libre d'Orange, Putain de Palace, un parfum frumos, un parfum care mi-a deschis apetitul pentru aceste parfumuri, doar că mi-ar plăcea să merg să le miros, pentru că mi-ar plăcea să mai descoper parfumuri de la ei. Un parfum sexy, un parfum sexy, dar nu sexy dulcele ăla de teleșină din zilele noastre. Sexy with a twist, sexy cu stil, sexy mai pe vechi, așa, mai pe anii 20-30, v-am spus la ce mă duce pe mine cu gândul. Bun, asta a fost, vi-l mai arăt odată, Putain de Palace de la Eta Libre d'Orange, un parfum extrem de frumos pe care îl voi purta și de care mă voi bucura, mi se pare potrivit pentru orice anotimp, nu e prea mult pentru nimic, doar aveți grijă la momentul în care îl purtați. Asta a fost review-ul meu, sper că v-a plăcut, sper că nu v-am oripilat cu limbajul, sper că nu v-am săcăit și deranjat urechile. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-a plăcut review-ul. Nu uitați că sub acest videoclip avem atât butonul de like cât și de abonează-te, dar avem și butonul de devină membru alături de acestui canal. La 10 persoane care se vor alătura acestui canal, voi avea un giveaway doar pentru abonații canalului. Asta ca să știți voi, pun deja la cale acest lucru și încep să strâng lucruri pentru acel giveaway. Și de acum încolo avem și rubrica de buton de mulțumiri, unde puteți să contribuiți și voi dacă vă doriți, bineînțeles, și vă place conținutul de pe acest canal, la achiziția materialelor pentru clipuri, în cazul în care doriți review-uri la anumite produse, puteți să dați acolo pe inimioara unde scrie mulțumește sau mulțumire și să donați către mine o parte de niște bănuți pentru a susține acest canal și pentru a mă ajuta în achiziționarea de materie primă pentru acest canal, pentru că parfumurile sunt mult mai costisitoare decât produsele de make-up. Pun multă muncă, pun mult suflet, pun mult drag, pun multă analiză, mult timp în ceea ce privește recenzia și review-ul unui parfum, așa că m-ar ajuta mult dacă
Bineînțeles, vă permiteți și puteți să accesați ori butonul de alăturate, ori rubrica de mulțumiri. Asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Coffee & Perfumes și pe pagina mea de Facebook Coffee & Perfumes la fel. Noi ne revedem cu mult, mult drag. Dacă nu te-ai abonat până acum la acest canal, nu uita să o faci. Dacă n-ai dat până acum like acestui clip, nu uita să o faci. Și noi ne revedem cu mult, mult drag la următoarele clipuri. V-am pupat! Pa, pa!